Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii News Express, la care o avem alături de noi ca invitată pe doamna Gina Chivulescu, managerul Teatrului George Ciprian din Buzău. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumesc frumos pentru asta. Mulțumesc pentru invitație. Doamna Chivulescu, vreau să vorbim despre noutățile cu care Teatrul George Ciprian vine în următoarea perioadă la Buzău. Sigur că da. Avem, după cum știți, în septembrie debutează noua stagiune 2023-2024. Pentru că teatrul merge pe stagiune. Nu coincide niciodată cu anul bugetar. Așa că mai avem câteva zile până dăm startul oficial al noii stagiune 2023-2024 cu cea mai nouă premieră, Chirița în provincie. Suntem în pline repetiții. Da. Se repetă pentru că este un spectacol cu o formă nouă la Buzău. Este un spectacol muzical cu foarte multe personaje. Este vorba despre Chirița, care, după cum știm, face parte din seria lui Vasile Alexandrei, Chirițele. Da. Această Chiriță, practic, personajul Chiriței a fost creat pentru un bărbat. Vasile Alexandrei a creat acest personaj pentru Matei Milo, așa că am hotărât și am decis, așa, în unanimitate, să nu trecem de dorința lui Vasile Alexandrei. Astfel că avem o Chiriță în persoana lui Cristi Martin, care va face un personaj extraordinar. Va fi interesant. Da. Când va avea loc premiera? Pe 24 septembrie, la ora 18. Din câte am constatat așa, din datele pe care le aveți, întotdeauna ați avut public numeros la premierele Teatrului George Ciprian. Ne străduim. Deci, practic, câte premiere au fost anul acesta? Sau cel puțin, să zicem, în stagiunea 2022-2023, nu? Că zicem de stagiuni. Anul acesta, cred că au fost 5, vor fi 5 repetiții, premiere. Da. Sunt cu gândul la repetiții, pentru că tocmai ce am plecat la o discuție cu actorii. Dar per stagiune, cred că în jur de 9 spectacole se fac până, pentru că se va încheia în anul următor, în august. Bun, deci a zis că ați avut 5 vechea stagiune. În vechea stagiune. 2023-2024 vom încă nu știm. Nu, eu v-am întrebat de vechea stagiune. De vechea, adică, scuzați. Da, 2022-2023 cum ar veni. Nouă premiere. Și spectatori? Am și văzut spectatori ceva? În jur de 400. Aproape am văzut așa per total, acum nu știu dacă special pentru premiere, poate n-am fost 20 eu atentă. Au fost 141 sau 140 de spectacole cu 28.000 de spectatori. Aha, aproape 30.000. Ce înseamnă ceea asta? Ceea ce este foarte bine. Spectatorii noștri nu sunt, nu i-am socotit doar pe cei din oraș, noi jucăm și foarte mult în turnee, la festivaluri. Bineînțeles că noi mai adăugăm și spectatorii de la spectacolele gazdă, pentru că Teatrul George Ciprian, fiind un teatru de proiecte, alternează cumva activitățile teatrului de repertoriu cu cel de gazdă. Are producții proprii, dar își completează repertoriu cu alte spectacole invitate de la alte teatre. Și câte producții proprii aveți? După cum am spus, avem foarte multe, dar jucate nouă. Pentru că se epuizează și mereu venim cu noutăți, după care, așa că am prospătarea repertoriului. Noi jucăm până la epuizare spectacolele.
Am văzut, într-adevăr, din ceea ce mi-a spus și din datele pe care le-am primit, apetitul publicului buzoian pentru cultură. Dacă ar fi să facem așa o statistică, referindu-ne la numărul de bilete, câte s-au vândut? N-am făcut exact socoteala, pentru că este încă prea devreme. Noi această statistică o facem la finalul anului, pentru că în următoarea perioadă va fi perioada de raportare a anului precedent. Bun, mi-ați spus despre această premieră care va avea loc duminică, dacă nu mă înșel, da? Da. Ce mai vine în perioada următoare? Avem spectacole pe care noi, așa cum le-am spus, le avem în repertoriu. Avem aniversarea pe care o reluăm, pentru că a fost o problemă de sănătate a uneia dintre actrițe și am întrerupt-o. Aniversarea, care este o comedie excelentă cu Paula Chirilă, cu Bogdan Farcaș. Știu că a fost foarte, foarte bine privită această piesă, aniversarea. Da, și lumea se distrează foarte mult, pentru că se regăsesc în personaje. Unii se regăsesc în subiectul și pentru unii chiar este un mod de relaxare privind acest subiect de comedie care dispune după o perioadă de zile de serviciu, vii să te relaxezi și asta este un lucru extraordinar. Dar avem și comedia O șosetă, un vis și o mașină de scris cu Bebe Cotimanis, un spectacol care a avut mare succes și cu care am fost și invitați de către Consulatul României de la Bilbao într-un turneu în Spania. Spuneți-mi despre această piesă, în ce constă? Sunt patru povești de dragoste. Trei ale unor doamne și o poveste a unui domn, împletite și cu un sfârșit extraordinar de frumos. Așa că trebuie să veniți să-l vedeți. Și când anume ar urma să fie? Probabil în luna octombrie-noiembrie. Nu am programul exact strict. Noi vorbim până în decembrie. Dacă nu mă înșel, începe și un festival, nu? Sau... Sigur că da, asta e întotdeauna așteptat activitatea asta a teatrului. Festivalul în general este mult așteptat, pentru că avem spectacole care nu se văd zi cu zi sau care sunt aduse de impresari. Acest festival este dedicat tinerilor artiști și mă refer la regizori, scenografi, actori și, bineînțeles, publicului tânăr. Dar ne uităm în spate și, văzând spectatorii, am reușit cumva să facem și o punte de legătură între spectatorii maturi și tânăra generație de artiști. Am înțeles. Festivalul va debuta în 14 octombrie și va dura 7 zile. Ați spus că se referă la... Deci, evident, este pentru tineri. Așadar, vom avea numai din Buzău sau și din alte zone ale țării? Nu, din toată țara vor fi. Încă nu pot să vă spun, pentru că vom avea o conferință specială pentru acest lucru și nu sunt perfectate nici contractele. Am înțeles. Dar asigur că vor fi spectacole care merită văzute. Recent s-a încheiat acel proiect european, Teleencounters Beyond the Human. Cam care ar fi concluziile? Acum suntem în perioada de audit. Da. Proiectul s-a încheiat la 31 august, după care urmează raportarea. Nu avem absolut nicio emoție, pentru că a fost un proiect cu mare succes atât în mediul cultural, dar și la Bruxelles.
Este meritul echipei Teatrului George Ciprian, al Marinei Hanganu, care s-a ocupat de acest proiect. Este un produs cu care ne mândrim, pentru că am mers pe partea de, să zicem noi, mai sensibilă, relația dintre familia tinerilor, tinerii plecați în străinătate și părinții rămași în țară. Chiar dacă s-a terminat acest proiect, noi vom fi prezenți în octombrie, în perioada 27-29, la festivalul Radar din București. Am fost invitați cu vom face 5 performanțuri cu personajul principal al piesei Smart Family, da, care este unul dintre produsele proiectului Teleencanters. Vom face aceste performanțuri urmate de ateliere strict pentru copii sub 14 ani. Ah, interesant. Da. Știu că la acest proiect ați fost lider de proiect, evident, da? Mai aveți în plan și un alt proiect de o asemenea învergură în viitorul apropiat? Noi întotdeauna am mers pe accesarea fondurilor europene, însă da, vom vedea ce va fi anul viitor, pentru că finanțările se acordă, trebuie să muncești, să faci un proiect, proiect probabil, sigur nu? Că da. Că de asta voiam să știu, cam cum se face un proiect, adică cum poate accesa teatru românesc se depune un proiect europene. Dacă e destul de interesant, comisia de la Bruxelles acceptă sau nu proiectul. Iată că noi suntem la al doilea proiect de acest gen. Și mai vedem pentru la anul ce se va întâmpla. Dar ceva aveți în Filipat, bănuiesc, în minte. Noi sigur că da, dar să vedem și condițiile care vor fi, ține de mai multe lucruri. Mm-hmm. Da, chiar eram curioasă că de asta, vorbind despre acest proiect european, eram foarte curioasă să știu ce stă în spatele lui, adică ce pași trebuie făcuți, cum... Sigur, se este ajunge. O muncă. Este, da, este o muncă, se face un proiect conform ghidului de finanțare, cu un buget peste care nu poți trece și acel buget trebuie să-l gândești până la cel mai mic detaliu, pentru că banii nu sunt mai mulți și trebuie să te încadrezi în cheltuieli ca să iasă proiectul, pentru că este o mare responsabilitate. Nu poți să gândești un proiect fără să ai o pregătire foarte mare în ceea ce privește estimarea de costuri. Și dar destul de delicat acum. Este destul de delicat pentru că nu știm cum nu poți evoluează. Să anticipezi. Da. Prețurile, dar tocmai de asta, da, da, fericiți suntem că nu avem nicio emoție. Am încheiat foarte bine acest da, proiect. Am văzut că a avut un impact extraordinar. Mi-ați spus mai devreme despre bugetul teatrului. Nu-l puteți face decât la finalul stagiunii sau cum? Bugetul, sigur, în luna decembrie se fundamentează bugetul anului viitor. Așa. Înțelesem că e un pic dar mai diferit. Nu, este diferit pentru că ordonanța 21, stagiunea începe din septembrie și se încheie la sfârșitul lunii iulie. Anul apoi celălalt. Da, e perioada de vacanță, după care în septembrie, octombrie începe noua stagiune, care uh-huh. se întinde pe 2 ani bugetari. Așa că este puțin mai complicat să departajăm cumva proiectele culturale pe câteva luni din anul trecut, da, da, da. Apoi... Și, de exemplu, pentru stagiunea, ați spus că acum începeți o nouă stagiune, dar pentru stagiunea 2022-2023, cam care a fost bugetul Teatrului George Ciprian?
Dacă nu mă înșel, 4 milioane 600, în jur de 4 milioane 600, pentru că a fost un an norocos, aș putea spune, pentru că noi primind fonduri de la Ministerul Dezvoltării și venind pe ultima sută de metri, acești bani nu s-au putut cheltui. Suntem riguroși în ceea ce privește cheltuirea acestor bani, pentru că ne dorim foarte mult să investim în proiectele culturale. Ori noiembrie, decembrie, nu mai ai timp să faci și proiecte culturale, dar partea bună este că pentru prima dată s-a permis prin lege ca excedentul anului trecut să-l poți folosi ca în bugetul anului viitor și să începi proiectele mai devreme. Am avut un an foarte productiv din punctul ăsta de vedere și ce am și spus că în jur de 140 de spectacole au fost susținute. În alte condiții trebuia să așteptăm, deși ni se dădea acel buget de 1/12, nu puteam să antrenăm alte cheltuieli, jucam doar ce era în repertoriu și bineînțeles că acest lucru a venit ca o mană cerească. Vă referiți la această... Am putut folosi de la 1 ianuarie bugetul din excedent. Că de asta mă uitam că iarăși veți primi de la Ministerul Dezvoltării o sumă importantă, 5,5 milioane de lei, dacă nu mă înșel. Da, da, este o veste foarte bună. Dacă se va menține și anul acesta cu folosirea excedentului, va fi foarte bine și anul viitor. Am înțeles. Și din ăștia 4 milioane 600, cam cu cât ați rămas pentru anul care va începe? Păi, aceștia au fost cei... A fost bugetul de pentru stagiune, dar spuneați că mai rămâne și un excedent. Păi, acesta a fost excedentul pentru bugetul anului acesta, din 2023. Bun. A apărut recent o chestie, o informație, bănuiesc că ați fost anunțată, vis-a-vis de ceea ce dorește să facă Guvernul României. Și anume vrea să crească TVA-ul pentru vânzarea biletelor la evenimentele culturale. Acest lucru evident va duce la creșterea prețurilor pentru participanți. Sigur, va duce automat la creșterea prețului biletului de intrare la spectacole. Nu știu ce să zic, sper ca pentru teatrele de stat să se mențină. Noi nu eram plătitori de TVA și nu suntem plătitori de TVA. Plătim doar impozitul pe prețul biletului și atât. Deci nu ar trebui să vă afecteze, să înțeleg. Da, dacă nu se schimbă și alte legi, n-ar trebui să ne afecteze. Probabil pentru, se referă la asociațiile sau... Sau cei privați, probabil. Da, dar m-am gândit că nu este, paleta o fi mai largă. Nici nu au specificat foarte clar. Ei adică erau aici este interpretabilă. Plătitori de TVA, cred. Am înțeles. Spuneați la un moment dat despre public faptul că ați reușit să faceți o legătură sau ceva de genul acesta între generația tânără și între generația tânără și cea mai matură. Unde ați văzut cea mai mare pondere de tineri? La ce premiere sau la ce spectacole au fost? Îmbucurător este faptul că din ce în ce mai mulți tineri merg la spectacolele Teatrului George Ciprian. Avem publicul fidel al Teatrului George Ciprian care au avut o educație de a veni la teatru, poate fac parte chiar din elita aceea cu care noi veneam și de la școală îi aduceam cu... rând pe rând la spectacolele Teatrului George Ciprian și mă gândesc că unii dintre dumnealor au rămas fideli acestui gen de spectacol. Am căutat să ne creștem publicul tânăr prin realizarea de noi producții pentru copii. Pentru că este foarte important să ne creștem publicul. Avem producții cu nume și cu titluri cunoscute,
Fericirea noastră a fost cât de mult succes am avut cu aceste spectacole. Nu numai prin faptul că vin cu școala, și am văzut și am observat foarte mult o apropiere a școlii de Teatrul George Ciprian, ceea ce este foarte bine. Dar ceea ce am remarcat este și faptul că părinții vin cu copiii mici, vin la teatru, pentru că strategic am pus spectacole sâmbătă și duminica în weekend pentru a putea veni cu părinții. Aș petrece un timp frumos cu copiii la teatru și cred că am reușit. Este o muncă pe termen lung, nu este pe o muncă să vezi roadele azi imediat. Și mâine, da. Roadele se vor vedea probabil peste 10 ani, chiar s-ar în apogeul. S-ar putea chiar copiii de astăzi să-și aducă copiii. Copiii, practic, sigur, că da, cu siguranță se va realiza acest lucru. Încercăm pe toate planurile să fim cât mai aproape de spectatorii noștri, să atingem fiecare categorie de spectator. Încercăm. Mai vedem, v-am zis, roadele peste. Important este că se joacă cu sălile pline. Cred că ați avut, da. Eu nu mi-aduc aminte să fost altfel, cel puțin la Teatrul George Ciprian, totdeauna cu casa închisă. Da. Bun, pentru că mi-ați spus despre tineri, că încercați să atrageți tânăra generație, au fost, bănuiesc, copii sau tineri cu care ați discutat, care sunt, să zicem, la liceu și să vă spună, după ce a fost la mai multe piese, să spună, băi, vreau să mă fac actor. Ați avut? Da. Avem o trupă de voluntari numeroasă. Și avem cereri în continuare de voluntariat și cu o vârstă cât mai mică, pentru că au auzit ce se întâmplă la teatru și chiar o domnișoară, cred că Georgiana, cred că se numește, așa, o fată foarte bună și foarte pasionată, vrea să dea la teatru. Pentru că a fost fascinată de ceea ce se întâmplă la teatru, de viața actorilor. Eu am spus că nu este deloc ușor. Chiar vreau să vă întreb. Absolut. E greul cel mai... Am zis, totuși, nu vrei să faci altă profesie. Zic, asta să fie așa de... Hobby. Da, un hobby. Pentru că e foarte greu să... Chiar cum mai este viața de actor... În prezent. Foarte multă muncă, foarte multe emoții. Deci... Mai se îndreaptă tinerii către teatru? Adică mi-ați spus de această fată, dar totuși pentru a avea generații noi de actori. După cum am văzut la facultățile de teatru, există concurență. Deci iată că... Poate... Se îndreaptă. Mă gândesc că și la... ei sunt fascinați de frumusețea culturii și merg spre cultură. Ăsta e un lucru foarte bun. Acum că vor profesa toți, nu garantez, dar frumusețea este că se îndreaptă spre partea culturală. Am înțeles. O ultimă întrebare, pentru că, din păcate, timpul nu ne mai permite. Vorbeam cu ceva timp în urmă despre o investiție oarecum vitală pentru Teatrul George Ciprian, și anume lărgirea sălii de spectacole sau eventual o investiție în așa fel încât să vină cât mai mulți, să încapă cât mai mulți. Din păcate, acest lucru nu se poate, pentru că sala este la creată dimensiunile la fel, da, respective. Funcționăm într-un monument istoric. Ar fi extraordinar dacă s-ar realiza o clădire a teatrului în acest sens. E singura variantă cu sală mai mare, dar cu locuri mai mult de 400 de locuri pentru teatru nu. Adică nu există teatru cu mai multe locuri? Mai mult, sau... Există, dar se pierde, dacă este o sală foarte mare, din acustic, se pierde foarte mult din valoarea actului artistic. De pe apropierea de apropierea, public. Pentru că ce este teatru? Este schimbul acela de energie.
Apoi, dacă ne gândim la o sală de 500 de locuri, gândiți-vă cam în ultimul rând sau în ultimile rânduri cum s-ar percepe acel schimb de energie. Teatrul este viață și trebuie să simți. Da, am văzut asta de fiecare. Noi nu avem, din păcate, nu avem cum să realizăm. Da, se impunea cel puțin 400 de locuri, dar aceasta e dimensiunea, este o sală foarte frumoasă, foarte știm, elegantă, se stă comod, comod după proiectul de reabilitare și mai mult nu mai se, mult poate. Se poate. Am înțeles. Vă mulțumim din nou pentru prezența în emisiune. Cu plăcere și oricând vă așteptăm la spectacolele noastre. Cum să? Și la toate activitățile de cum să? Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii. Până data viitoare când ne vom revedea, vă dorim să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de ele.